De la gimnaziu la școala profesională spre meseria dorită. Aceasta este o resursă educațională deschisă la disciplina consiliere și dezvoltare personală la clasa a 6-a. Această resursă vine în completarea resursei intitulate De la gimnaziu la liceu spre cariera dorită. Este necesar să fii atent, să fii activ și să ai la tine instrumente de scris și o foaie A4. Mihai te va însoți în călătoria ta spre meseria dorită. El își amintește cu drag de cei 3 ani de grădiniță când visa să devină polițist, apoi de ani în care a învățat să scrie, să citească și să socotească, când își dorea să devină șofer pentru că îi plăceau mașinile, și bineînțeles de intrarea la gimnaziu, pe care a așteptat-o toată vacanța de vară cu sufletul la gură. Acum Mihai este elev în clasa 6-a și se gândește la meseria potrivită. Mihai a aflat deja ce îi oferă liceul și vrea să afle mai multe despre școala profesională, așa că apelează la ajutorul surorii sale, care este deja elevă în ultimul an la școala profesională și este pregătită pentru meseria de ospătar. Ce este școala profesională? A întrebat Mihai. Școala profesională sau învățământul profesional urmează după finalizarea gimnaziului, adică după absolvirea clasei a 8-a și are o durată de 3 ani. La școala profesională se studiază mare parte din disciplinele din gimnaziu, dar și altele noi în funcție de domeniul ales. La această formă de studiu se pune accent mare pe activitatea practică, astfel că elevii au multe ore de practică în atelierul școlii sau la firme. Școala profesională te ajută în primul rând să ai o meserie doar după 3 ani de școală și o ocupație care să-ți aducă un venit. Și cum poți să ajungi să studiezi la școala profesională? A întrebat Mihai. Sora sa i-a răspuns. Important este să înveți în fiecare zi, deoarece este necesar să ai cunoștințe valoroase pentru orice domeniu de activitate sau meserie. Verifică oferta școlilor profesionale pe site-ul liceelor sau școlilor profesionale din localitatea ta sau din localitățile din apropiere. De asemenea, poți intra pe site-ul www.alegeți-drumul.ro pentru a vedea dacă există domeniul care te interesează pe tine. Și înscrie-te la această formă de învățământ. Și ce meserie pot să am dacă aleg să studiez la școala profesională? A mai întrebat Mihai. Sunt foarte multe, atât pentru fete, cât și pentru băieți. De exemplu, tâmplar, constructor, coafeză, mecanic auto, bucătar, ospătar, sudor, electrician, croitor, vânzător, instalator și multe altele. Dacă dorești, intră pe acest site pentru a afla mai multe informații despre meseriile pentru care te poți pregăti la școala profesională. Tu câte din aceste meserii cunoști? Prezintă una la alegere colegilor tăi folosind următoarea schemă. Ce face? Cu ce instrumente lucrează? Și unde lucrează? De exemplu, croitorul. Confecționează îmbrăcăminte, el utilizează mașina de cusut, ace, ață, centimetru de croitorie. Croitorul lucrează în atelier de croitorie, fabrică de confecții sau case de modă. Și cum poți ști dacă ar trebui să aleg să urmez liceul sau școala profesională? A mai întrebat Mihai. Poți să alegi care dintre cele două tipuri de muncă ți se potrivește mai bine. Tu ce ai alege? Munca fizică, adică cea care implică lucrul cu mâinile, folosirea forței corpului, sau preferi munca intelectuală, adică cea care implică mult studiu și lectură? De asemenea, te poți gândi la ce îți place să faci, adică la interesele tale. Mihai a spus, îmi place să vopsesc diverse obiecte, îmi place să folosesc uneltele tatălui meu pentru a face mici reparații, îmi place să-l ajut pe tata la muncă în grădină. Ție ce îți place să faci? Dacă dorești, realizează pe o foaie A4 o schemă asemănătoare cu aceasta și notează interesele tale, adică ceea ce îți place să faci. Sora lui Mihai a adăugat, acum gândește-te la ce te pricepi să faci la vârsta ta sau altfel spus, care sunt abilitățile tale. Iată ce a spus Mihai, știu să construiesc căsuțe pentru păsări,
Știu să tai cu fierăstrăul. Pot să asamblez un obiect mic de mobilier după o schiță. Acum e rândul tău. Tu ce știi sau ce poți să faci bine la vârsta ta? Notează și tu pe o schemă asemănătoare cu aceasta ceea ce știi sau poți să faci bine. Și iată că am ajuns la final. Tu ce crezi? Crezi că lui Mihai se potrivește școala profesională? Dar ție? Crezi că Mihai ar trebui să aleagă mai degrabă școala profesională decât liceul? Dar tu? Discută cu colegii tăi alegerea ta și nu uita, orice meserie este necesară și trebuie practicată cu seriozitate. Îți doresc mult succes în alegerea ta!